Bună ziua! Am emis astăzi decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență pe întreg teritoriul al României. Bă, iubita, dar eu nu mai pot mai sta o lună de zile în casă. Tu nu mai poți mai stai o lună de zile în casă, dar eu nu mai pot mai stau o lună de zile în bucătărie, când fiecare zi gătesc și tu nu mai ajuți deloc. Păi na, poate dacă te ajutam, ieșea mâncarea mai bună. Săi, poftim? Ce? Cum adică mai bună? Păi, ieri n-ai ars friptura, ai incinerat-o. Da, bă, așa ard eu caloriile. Da, da, le ars și pe alimele. Cum adică? Poți să spui tu că eu am Da, aici ai dreptate. A fost cam nașpa. Deci fii atent, eu nu mai pot să mai stau încă 30 de zile în carantina asta și să gătesc. E foarte obositor, îmi ia mult timp. Fii atent, eu nu am reușit să mă uit în carantina asta la un film, la un serial, deloc. Ce-ar fi să faci tu un film cum gătești ceva bun în seara asta? N-ai vrea tu să auzi un spoiler? N-avem lapte, brânza-i vechi, sticul și flământ. Pe atunci hai să dăm comandă de mâncare, o pizza, ceva, nu știu. De unde să mai dai comandă? Cine mai livrează acum? Pizza Radu. Putem comanda la ei. A, da? Pizza Radu? Oamenii respectă toate condițiile de igienă, e perfect. Bine, m-ai convins. Dăm comandă la Pizza Radu. Mama. Păi în felul ăsta... Mai stau 3 luni în carantină. A, gata, ți-ai găsit o nouă nevastă. Pizza Radu îți gătești de acum încolo în fiecare zi. Bine, ieftin și bun. Auzi? Dar pentru filmul ăsta ai vreun spoiler? Da. Și-au trăit fericiți până la sfârșitul carantinei. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe Facebook, pe YouTube și dacă vreți să ne susțineți, puteți să o faceți pe Patreon sau cumpărând tricourile noastre de pe t-shirtfactory.com. Aveți link pentru toate în descriere. Mulțumim frumos! Mulțumim!